În cadrul ceremoniei deschiderii Congresului Internațional Pregătim Viitorul, promovând excelența, a avut loc decernarea titlului de doctor honoris causa academicianului Gheorghe Chivu, președintele secției de filologie și literatură Academia Română, profesorului universitar dr. Petre Roman și profesorului universitar dr. Adrian Străinu Cercel. Universitatea Apolonia din Iași a încheiat prima zi într-o ceremonie deosebită în cadrul căreia au fost acordate titlurile de doctor honoris causa unor personalități de marcă din domeniul științific și academic. Suntem, aș zice, în linia unei tradiții academice străvechi. Am preluat de la universitățile din 1200, Bologna și altele, am luat această procedură care aduce recunoștință unor personalități deosebite ale vieții academice și culturale. Academicianul Gheorghe Chivu a fost onorat cu acest titlu în semn de apreciere pentru contribuția sa deosebită la dezvoltarea culturii și literaturii române. Și copleșit într-un fel de atenție, pentru că fac parte dintr-un grup lingviștic, la ei mă refer, care nu sunt obișnuiți. Publicitatea, nu sunt obișnuiți în genul acesta, dar întotdeauna sunt onorat de faptul că o universitate particulară în Iași, în care eram obișnuit să vină la universitățile de stat și la Institutul Academiei, nu onorează cu totul acesta. În continuare, profesor universitar dr. Petre Roman, distinsul academician și om de stat, a fost recunoscut pentru meritele sale în domeniul științelor politice. Sunt in veritas, cu adevărat, bucuros și e un prilej să spun toată recunoștința mea pentru acordarea acestui titlu foarte important academic, nu, doctor honoris causa. Mi-a răscolit o mulțime de amintiri, m-a readus integral în ceea ce sunt acum, mai degrabă un om de știință. Ultimul moment solemn al ceremoniei a fost dedicat profesorul universitar dr. Adrian Străinu Cercel, care a fost distins cu titlul de doctor honoris causa în recunoașterea contribuției sale excepționale în medicină și sănătate publică. Sunt onorat de această distinție dată de colegii de aici, de la Universitatea Apolonia din Iași. Este un lucru meritoriu și cred că oricine ar primi astfel de distinție s-ar bucura. Așa fac și eu, mă bucur în acest moment. Prezent la acest eveniment, primarul Mihai Chirica a înmânat titlul de cetățean de onoare a orașului Iași, academicianului Gheorghe Chivu și profesorului Petre Roman. În primul rând, este o formă de recunoștință pentru valoarea acestor personalități. În al doilea rând, mă onorează și pe mine ca primar și sunt sigur că va strânge legăturile dintre Iași și domniile lor. În încheiere, uvertura academică a lui Johann Brahms a fost interpretată de Orchestra de Camera Universității Naționale de Arte George Enescu din Iași, sub bagheta dirijorului Bogdan Coșocaru.